Aici ce este un manometru de ecologie și că este mare cât manometru care l-avea locomotiva de abur după vremea lui Carol I. Deci, doamne, uitați-l cât e, aproape 20 de centimetri. Și manometrele, țineți cont că au diametru de 60-80. Ăsta cât are? 200. Deci, comparația între refrigeranți, aici acum își repară și ei o mașină frigorifică. Deci, funcționând cu ecologici. Au aici băieții purjarea cu asod, probe de presiune, cum își montează pe cântar. Aici ce este? O mașină frigorifică care are ventil de laminare, dar e ventil de laminare amărât, fără egalizare de presiune, fără capilar și bol. Iarăși diferite soiuri de vaporizatoare, aici acum repară băieții. Este bine, deci s-a abordat segmentul reparațiilor, fiindcă acum vine criza. Românul nu mai dă cu ele de asfalt. Ce face românul? Să pune mâna să le repare. Uitați aici un manometru care ei trebuie să citească dintr-o testare scurtă. E manometru de vaporizare, deci de joasă, și manometru de condensare. Ce freon are? R1234Y-F-ul și R134, ca el să vadă, domne, acolo ce presiuni lucrează și ce temperaturi de vaporizare au aici de condensare. Aici, pe la auto, să-i vadă și ei unde își localizează valvele. A mai rămas loc un pic lângă asta. Zic, bă, ia să le fac eu o bucurie. Le-am pus o mașină frigorifică care are două vaporizatoare cu vană cu două căi. Aici ce avem? Astea sunt de la ACU Auto, R134, VS, R1234YF. Ce am pus capitolul 34? Pentru cei mai duri. Am pus calculul TV, că mai am câte unii care se duc să dea de gaz. Asta de unde am? Am rezolvat pentru un amărât care se ducea să se autorizeze, doamne, și l-am învățat să le... Aia greșit, că puterea, să, că energia se măsoară în kilovați pe oră. Adică kilovat împărțit la oră. M-am făcut semnul Sfintei Cruci aici și semnalizez. Deci nu se măsoară în kilovați pe oră. Au nebunit, doamne, și tot... Academicien le preda acolo și adună. Păi închid. E pe la bot. Aici ce avem? Alte. Deci pentru frigotehnistul din tine, capitolul 35, cu o treaptă de compresie, sivul SRL-ul. Dar ei sunt antrenați deja. Le-am pus cu răcire intermediară. Diagramă TS. Ai mei, o știu, îl scot pe Bogdan, o pricepe. Aici este fără, ca să vadă ce face subrăcirea. Ia uitați, izolație. Aici alte componente care se pun la o mașină frigorifică. Uitați, modul de montare, cum se montează, filtre, că sunt montate pe îmbrazare, montate pe bercluire. Bă, ca n-am arăt ăla de manual, nu știu de așa ceva. Uitați-vă, bă, fraților, ăsta este un grup compresor condensator cu valve de închidere, gaz lichid, partea electrică. Doamne, doar chiar să fie un frigotehnist al meu să nu-l priceapă. Deci, doamne, învață cartea aici, să robinez de secționare. Aici cum se întâmplă schimbul de căldură într-un vaporizator, într-un condensator cu tole, cum arată tole. Aici ce alt grup compresor condensator are presostatul pe el. De joasă și înaltă, are filtru, are vizorul de lichid, are și rezervorul de lichid. Deci, domne, toate într-unul. Ce să le vezi? Te uiți la răpciuga de manual, o ștersătură, două pe acolo, așa. Ei nu pricep. Deci, nu mai mă ocup de el, că s-a cesit. Aici, ventile de laminare, capitolul de ventile de laminare, laminarea, cu tot neamul lor neadormit. Aveți aici, domne, le pricepe și Parlamentul României, domne, și nu știu cum o cheamă pe aia care este în Parlamentul European, care habar n-are de capul ei. Și aia, dacă îi dai babi două, trei bătute pe spinare, ridici pe ăsta și îi tragi la fundul gol, și aia pricepe. Asta de unde? De la Iordan Daniel,
cum am montat presostat la o cameră frigorifică cu capilar și bulb și egalizarea presiunilor. Dom'le, pe dacă iau un păr de inginer care iese pe frig și îl dau lângă Daniel, Daniel n-are ce alege din el, ăla și-a notițe, dom'le, de la un băiat de-al meu. Aici, supraîncălzire, toate alea. Deci, aici diferite moduri de montare, ventile de laminare, cum capilar și bulb și egalizare, fără egalizare. Aici, cum se leagă bulbul ca să măsoare pe supraîncălzire. Aici, ce am pus? Am pus la băieți să învețe compresorul. A, uitați-l, domn. Am intrat, cred că în aerul condiționat, domne, să știe, rolul vanei cu patru căi, desenată, refulare, toate alea. Frumos colorată, cum îi circulă pe traseul frigorific, doamne, deci, vă spun pe bune, vă iau pe, nu știu, pe ciorbe aleau și el ăla, ăla trebuie să-i dai biceps, cred că bine, că ăla nu prea îl duce, nu prea se pricepe, numai rău a făcut și ăla, și tot îl înțelege, doamne. Deci, asta este, uitați-l, pe la aerul condiționat, cum îl montează, cum dau găuri, cum îl țin pe orizontală, că am și ionizatorul de aer, că sunt și cu ionizator. Aici am intrat cu ei într-o externă care înduce două interne, în patru țevi. Învață băieții carte, cum să nu învețe. Deci asta e. De aici, distanțe de montaj, cum taie cu Schneiderul, sifonul, ca să înțeleagă asta, niciodată nu le-am zis să facă acest gen de sifon, fiindcă bagă pierderi foarte mari. El trebuie să înțeleagă cum rămâne uleiul și cum îl trage și s-a dus înapoi în compresor. Deci, dom'le, ce să zic, bijuterie de mamă. Uitați-l, pagină cu pagină. Aici ce le-am făcut? Le-am mai pus niște legături electrice. Aici bateria de manometre. Cum strâng și ei țeava, mândeau bercluială și niplu cu două piulițe olandeze să facă cuplaj, scheme de legături electrice, dacă e cu o externă care aduce două interne. Deci, doamne, numai să vrei să deschizi manualul și îți găsești acolo tot ce dorești. Dar aici ce am? Pe aici am tubul de azot, cum își face el cu unitatea internă, deci externă, care este unitatea externă care e preîncărcată și el își face proba de azot pe traseu și pe internă. Rolul valvelor explicate, domne, de pricepe și cel mai prost om. Ia uitați aici, cum își pune și el să facă vacumarea pe două căi. Aici ce are? Paolo. Altă armă de funcționare al unui aparat de aer condiționat. Ia uitați-l, și schemă, și partele, uitați-le legate, domne. Aici acum își face el ce rol are robinetul de cap de furtun când aerisește, să nu bage aer cum bagă niște proști. Iar altă schemă aici, cum să-și facă și ei recuperarea în unitatea externă. Uitați, domne, ți-e drag să te uiți, să o vezi desfăcută cum arată o internă. E aici, montată de niște specialiști, doamne. Aici, modurile de funcționare ale unui aer condiționat, foarte simplu. Aici mi-a rămas un pic de loc și le-am pus un condensator, dom'le. Aici, deci v-am zis că am cu ionizatorul și aici explică funcționarea. Deci în pompă de căldură el ce face? Ia căldura de la mediu și o dă la bazin și își încălzește piscina. Deci, uitați, dom'le. Astea sunt. Cum le repară? Cum își aleg și ai mei un aer condiționat? Aici mai rămâne loc. Iar le-am dat acolo așa ceva ca să își bată capul băieții. Iar cum își pun, cum încarcă și cum își recuperează freonul. Doamne, cum e manual? E bestial, doamne. Uitați aici, multisplitul, o externă care duce două interne. Uitați-le legate ca să priceapă cele două externe care sunt cu valvele și cu electrosupapele. Deci n-am mai avut loc să mai pun ăla, cum îi spune, ventilul de laminare pe el. Deci, uitați-le!
cum funcționează, ce fac, ce drept. Deci aici o externă care duce în două țevi, nu știu câte interne. Iar cum circulă prințesa și aduc aminte, aici avem un ceteau. Ca să-și dea seama și ei măcar ce face aici, îi pregătesc deja pentru compresoare puse în paralel și în seriate. Trebuie să știe băieții. Uitați aici, compresoarele legate în paralel, cum fac ca să recupereze uleiul și să țină uleiul constant. Deci, tubulatul, măcar să aibă habar de ele. Aici, alt model de a lega separatorul de ulei și a ține nivelul constant cu robinete, cu plutitor. Aici au intrat băieții într-un capitol opțional, deci aere condiționate care merg în trei țevi, parțial în frig, parțial în cald. Aici ce este? Am dat drumul la pompă, am dat. Aici ai făcut în colaborare cu Iordan Dan. Deci el a început, uitați aici un amâr de Dixel și iar Dixel are, aia nu mai comentez pe la alții. Și aici cum le-a legat, uitați cum a legat Iordan Dan ventilul de laminare, aici ce face, aici intru și încep să explic pe înțelesul tuturor ce face pam down, ce rol are presul ăsta, cu ce oprește el, o electrosupapă. Aici ce este tutorialul lui Iordan Daniel cu ăsta cum îi spune, cum face sivusărele, dom'le, să ai niște scule amărâte, mână un patent și o joar, niște cuie, și ți-ai făcut o treabă, ca să ai habar de ea. Deci, uitați, mai departe ce intru? În climatizarea auto. Aici ce au, ca să fac și o argintare, știu eu, pe la o țeavă de cuplu ce-au lucrat, să știe că există laveta care nu lasă să transmită foc. Aici ACO auto explicat și iar explicat. Metoda englezească, niște distruși, nu mi-a plăcut, scule și substanță de contrast, cum își identifică valvele și aici asta la un moment dat poartă rol de supapă de suprapresiune, dar rămâne deschisă, deci am trei să o văd acționând. Aici acum își încarcă pas cu pas, aici avem o amărâtă de butelie avea țeava introdusă, deci ca să încărcăm cu gaz era ca sifonul, au pus-o băieții cu fundul sus pe cântar. Și trebuie să știi și așa ceva. Aici, cum încarcă niște matisuri, ce le faci, comparație între R1234YF și știu care e contaminat, ca să știe să nu-l contamineze. Aici ce-au? Păi dacă n-are omul bateria cu 1, 2, 3, 4, cred că să ce ia manualul, cât e bateria? De 80, atetica, dacă o fi. Uitați-l, domnule, în coartă vă pun, e mai mare decât un ceas rusesc, uitați-l, că e topendulă e. Domnule, să vadă, să învețe. Deci, ăsta e manualul adevărat, domnule. Uitați, aici intrăm ușor, ușor în termoking, vine termokingul. M-a omorât să petrache Daniel că vrea să bage pe așa ceva. Avem sisteme de răcire cu refrigerant secundar, apa. Păi intrăm în ele, încep să-i explic ce face ventiloconvectorul, cum îi vine, cum drege. Început de chiller, ca să aibă habar ce face răcitorul de apă, o schemă de chiller amărâtă. De aici ce avem? Ventiloconvectorul cu vana cu trei căi. Deci învață cartea mei, domne, nu stau ca mărtani. Aducă să aici cum funcționează un ventiloconvector când mi-l scoate din funcțiune și face bypassarea să întoarce apa din tur în retur. Învață cartea, domne, un ventiloconvector demontat. Aici chillere, deci intru în capitolul de chillere, schimbătoare de căldură, un compresor Copeland, că știe și ei. Deci, recuperatorul de ulei, separatorul de ulei, scuzați-mă. Deci, cum funcționează? Uitați, aici o schemă hidraulică ca să vadă și ce face ventiloconvectorul, cum circulă, cum trebuie să-și aerisească, să regleze ce ai de făcut. Aici niște poze după la lucrările mele, le am în CV-ul.
să vadă și ei ce sunt vasele de acumulare și toate alea cum sunt montate, cum e un CTA montat, un ventilator turelă, măcar să știe ce face, cum funcționează. Aici ventilul convectoare cu torneamul lor ne-a dormit. Trecerea unui chiller după un freon pe altul, cum se face, cum se drege, cum se decontaminează și învețe. Perdele de aer, să învețe și ei ce fac. Principiul, deci aici ce este? Capitolul lui Horia Bura, coordonator tehnic, inginer, diplomat, primul pas spre pompe de căldură. Explicat, domne. Deci exact cum se uită ăia mișii, au o carte de colorat și acolo descoperă tot. Iarăși ajungem că ele merg cu compresor scrul. Aici acum își iau căldura din pământ. Aici cum se montează ca să ia căldura din pământ. Uitați-le, domnule, explicate, domnule, de le pricepe și toți parlamentarii ar trebui, da bătuția. Aici ce am? Foarte mult am ținut la poza aceasta. Este un amărât de camion românesc, un roman, camion hotărât, care încă stă pe baricade și e săracul dus la o pompă de căldură. Nu mai știu pe unde. Și aici să învețe și frigotehniștii mei, să nu-și bată ăia joc de ei, să râdă de băieți. Păi, doamne, nu se poate așa ceva. O schemă de pompă de căldură cu două schimbătoare puse. De aici ce are o solară, are cazanul, plus căldura care o dă pompa. Deci, dom'le, învață, aici ce este? Cea mai amărâtă pompă de căldură, care ia căldura, știu eu, dintr-o debara și prin condensator o bagă la un amărât de boilă și dincolo de răcoare. Deci, uitați-o, dom'le, este. Păi, m-a pus Cristi Pronaru, fostul meu șef de grupă de la 13, are doi copii, 4-5 nepoți, așa, de la Mihai și de la Mariana. Și aia mici le-a cumpărat o piscină de aia și cam le clănțăneau dinții în ea, de apă rece. Atunci ce a făcut? A luat repede un aer condiționat, pe ce, domne, și-a băgat, l-a trecut în pompă de căldură, a spânzurat vaporizatorul, fostul vaporizator care s-a transformat în condensator. Și nu mai știu în cât timp, ăia mici se bălăceau carețoii, deci aș avea apa încălzită și pusese pe ailaltă de externa de suflat în garaj. Îl deranja pe Cristi, că aia făcea vișgălie pe acolo și deci nu. Deci, domne, cum a aplicat repede frigotenistul? Asta înseamnă să știi carte, domne, nu să fii mărtan. Aici acum încălzește un bazin. Deci, uitați, asta este poza primită de la Roșu Florin, fost cursant, pe o pompă de căldură cu, nu știu, 20-30 de capilare, nu știu câte are în asta să le număr. Cum a reparat-o, nu știu ce a făcut el, a luat banii, a pus-o în stare de funcțiune și la revedere. Aici ce avem? Utilizarea frigului artificial în industria alimentară. Este un capitol preluat după facultatea din Iași. Sunt indicați autorii. Deci, prelua parțial, puteam să renunț la ce au spus ei, să iau câteva poze, îl făceam harcea parcea, că știam ce să explic. Dar, dom'le, e frumos să explica, să vadă și ai mei. Că ce învață inginerii în centru universitar, învață ei frigotehniștii la mine. De ce, dom'le, să ajung ai mei bătăi de joc? Nu, dom'le, ai mei mor de gât cu inginerul, dom'le, n-au treabă. Și aici, mașina de făcut gheață. Din contră le-am mai pus eu niște scheme. Aici este de la Cristi Prunaru, mi-a trimis poze cum a reparat, avea șnec cu defect. Aici este degivrarea cu gaze calde, cu vaporizator și revaporizator. Și aici vine cu ventile de laminare, cu tot neamul lor ne-a dormit. Altă schemă după la altă minune. Intrăm în capitolul de compresoare. Compresorul, explic cum se face, comprimare, ce-i cu el. Asta ce este? Un compresor deschis. Aici cum funcționează? Să învețe băieți, cum să nu învețe. Dați, domne, îl vede aici, pe unde e aspirație, pe unde e refulare, vede tot. Supapa discus, după termoocluj. Ce a specificat, domne? Cum să nu specifice? Ce mă, ca aer cu lumea?
Aici, kitul de reparație, că trebuie să știe frigotehniștii că se și repară, nu se dă la rămă cum îl dau nebuni. Uitați-vă și în noastră, compresorul hermetic, iarăși ajungem la copelan, dar altfel făcute. Dom'le, uitați-vă și în noastră cum funcționează un scroll. Dom'le, pe bune, dacă îl iau pe mitralieră, deputatul ăla PSD-ist, bineînțeles, nu uităm de bicele pe spinare și ăla îl pricepe, domnule, doamne, ce n-ai? Uitați, ăsta e. De aici ce face rolul masolete cu șurub? Aici e o poză să-l vadă că este aproape cât o hală, cât un compresor, așa, și imaginează că-s numai de la scârbe emititele. De aici ce intru cu ei? Un compresor auto, să le vadă rolul electrosupapei, un compresor cu placă oscilantă și pare mi se 8 pistoane. Aici, ca să le explic, să înțeleagă cum funcționează când supapa e deschisă și face bypassarea aspirației refulare. Am pus o pompă la Laurențiu Nizvoarele, care urca apa în butoi când face refulare, când e legată aspirația de refulare, învârtea apa, când am închis-o urcă în butoi. Asta ca să realizeze ei ce se întâmplă. Alt soi de compresor și alte soiuri. Uitați-le, astea sunt. Aici ce vine? Vaporizatoare, condensatoare. Am luat o schemă care au învățat-o anterior și am început să o discutăm. Ei sunt familiarizați ai mei, știu ce face fiecare surcea. Aici un manometru ca să-și pună ei presiunile și să-și dea seama ce este în minunea lor. Aici ce avem? Un știf chinezesc, un hârt de schimbător de căldură chinezesc, aici e unul ok, ca să-și dea seama unde e făcut ciudat. Deci temperatura de lichid, e ameliorarea schimbului de căldură, e bestial făcut. Uitați-vă aici, un grup compresor-condensator, răci cu apă, e belea. Uitați, alte tipuri de condensatoare. Doamne, cum se face? Ginabat, uitați-l. Ce se întâmplă până ele de să alege praful aici? Condensatoare după morderi, refrigeration, sper să nu mă înșel, care sunt răcite cu apă. Aici ce vin? Doamne, schimbătoare de căldură care sunt în strânse în tiran sau îmbinate pe îmbrazare. Aici ce am pus? Să vadă și ei cum se face când intră, cum se face distribuitorul, îl vadă mare, frumos, și aici cum se face colectorul. Doamne, ai mei, trebuie să învețe carte, să știe ce-i de capul lor. Dacă vă dau un joarsă, doamne, vă ia durerea de cap. Aici să-l vadă și el cum arată, pe unde intră apa, pe unde, că poate fi schimbătorul, poate fi vaporizator, poate fi condensator. Aici apa intră pe țeava mare în diametru, și refrigerantul intră pe țeava mititică și aici din nou pus ca să vadă cum funcționează cu tot, cu filtrul deshidrator, vizor de lichid, ventil de laminare, capilar și bulb. Mai departe ce intrăm? Intrăm în turnul de răcire. După aia intrăm în condensatoare, vaporizatoare, deci coaxiale. Doamne, am văzut o doctoriță inginer. Nu dau numele facultății pe unde era. N-avea clin și mânecă cu frigul. A luat repede cu copy-paste din manualul 2012-2013, că nemernicii mi l-au luat și l-au pus pe, știu, pe internet. A luat cu copy-paste, l-a pus acolo, domne, cu virgulă, cu nimic și numele meu trecut. Numele meu trecut, că nu știu ce, eram și cu poze cu mine. Deci, doamne, cât de distrus să fii să faci așa ceva? Ui, Ileana, sunt Ziana, domne, și te trezești cu tutaia că vine și spre dă. Nu există, domne, condensator multitubular coaxial, dracu a pomenit, struț-o cămilă, nebun. Uitați aici alte tipuri. Aici a fost făcut o mașină de înghețată sub, la Bibas Brașov, deci sub îndrumarea mea. Uitați. Alte scheme, domne, să învețe. Iar vine o testare pe capul băieților. Trebuie să învețe carte, trebuie să-și aducă aminte ce au învățat. Aici ce vin? Instalat mașini frigorifice cu compresie în două trepte. Le-am luat cu binișorul să vadă că rolul sub răcire, supra răcirii,
sau răcire intermediare, scuzați-mă, ce se întâmplă? Iar diagramă T spusă frumos colorate. Hai de capul nostru, uitați-vă, domne, influența, aici le-am mai pus, că a rămas loc, să vadă și ei ce fac dacă se pun în paralel, în serie. Deci trebuie să știe. Deci, reglarea puterii frigorifice, mi se pare, după termo-ocluși, preluat parțial, specificat, la omul corect. Aici alte moduri de producere a frigului artificial. Asta este o schemă care o aveam în manualul vechi. Gurmeții băieți deștepți au preluat-o de acolo, era pentru disertație de masterat. Dar ia dură mâna să scrie după cine este reluată. Aici frumos am pus-o din nou. La mine este principiul instalației cu absorție și difuzie după Platen și Mantos. Deci, domnul, i-a specificat acum, este, domnule, omul corect, eu nu fac ca ponta, domnule, cu doctoratul ăla plagiat pe tot. Deci aici ce este? Un frigider Fram, care l-au toți. Eu de ce l-am lăsat pe ăsta? Este efectiv scrisul tatălui meu. Eu știam cum funcționează când aveam 13-14 ani. M-a învățat tata. Dați aici ca să învețe. La mine este capitolul opțional, n-am pus accent pe el. Mai se folosește pe o scară restrânsă, știu, frigidere de rulote și frigidere pe la hoteluri. Nu face zgomă, nu huruie compresorul chinezesc în cap. L-am unul din băieții mei să ocupă cu reparat de astea pe la auto, pe la rulote, doamne, scoate omul, băieți bani buni. Nu vă spun ce defecțiuni au. Aici ce este? Este pompa de căldură termocasa alu... mereu uit, deci inginer Adi Farcaș, Farcaș Adrian. Deci, domne, foarte bine făcut, ce drag de ea. Am lăsat-o, n-am modificat nimic. Ultima schemă, cred că am intervenit la ea, că mi-a plăcut mie ceva. Dar în rest, uitați, explic, mai ales pentru ăsta de aici, bijuterii. Deci pompă românească termocasa premiată la Geneva cu medalie de aur. 100% românească, domne. Uitați, schimbătoare de căldură. E și o solară la spatul târgului. Că nouă tot ne place cu ecologia, cu alea. Deci am solară aici. Deci tuburile vidate. Ziua dau și ele căldură. Pompa ia și ea căldură din pământ. Doamne, face treabă. Aici ce avem? Ultimul capitol. Scheme, capitolul 56. Pentru cei mai duri. Deci explicate, pam, dau ăstea, dacă îl scot pe Adrian, pe Anai sau pe Bogdan, moare cu ele de gât, domne, dacă e inginerul ăla e mort, e distrus, nu știe ce face. Deci, domne, pentru început, deci manualul v-am explicat, începe cu Dumnezeu a binecuvântat școala și mersul la școală. Ultimul rând din manual, Dumnezeu să binecuvânteze România și poporul român. De-aia am zis că este un manual interzis ateilor. De unde să citească ea și acea crapă fierănii? Nu există, domne, ca și avorii, ca și a spune măjerilor. Deci aici imagini, niște poze cu grupa 17, Bogdan la tablă, explică manometru care e cât roata de tractor, aici e Bogdan cu Mădălina, domnule, uitați-i, toți băieții sunt cu masca pe față, respectăm, deci aici nu era pandemia asta nenorocită, noi respectăm, domne, ce spun specialiștii. Nu ne luăm după dobitoși, domne. Noi nu. Noi ascultăm ce spun alții mai deștepți ca noi. Deci uitați-l, asta este ultima pagină cu o mașină frigorifică, câteva cuvinte spuse de mine, bibliografia, uitați-o, da, om corect, cui am zis, deci este negru îngroșat, deci în memoria domnului profesor Horstein, deci bietul, un deschizător de drum la facultatea de instalații, în 1962 a fost profesorul tatălui meu, tatăl meu la rândul lui doctor inginer în instalații, dar de la adevărat nu părât, și țara România pe atunci, acum 60 ceva de ani, nu mai avea, domne, facultate de instalații. Habar n-avea de capul lor, dar ce aveam noi atunci? Domne, atunci aveam bărbați puternici, cei mai dracu. Și s-au apucat și a zis, bă, nene, nu să, cu ce să mai deștepți? Ăia ca noi. Și-au făcut manualul, domne, care vorba aia,
un deschizător de drum, Dumnezeu să-l odihnească. Dar aici, pe electric, ce am pus? Din respect pentru munca a trei ingineri români, Titus Costachescu, Aurel Predescu, Ion Neagu, instalații electrice pentru construcție, proiectare și execuție, ductura scrisul românesc, Craiova, 78. Dom'le, de ce am pus-o să zic că vin niște distruși? Păi zice, dom'le, profesorul ăla era lupul cățel, bă, duceți-vă de aici. Formulele au rămas identice, rezistivitățile la fel, toate sunt la fel. Mici corecții se fac dacă iau după 30 de ani și par să-i bag în lagări de concentrare, să-i ameninți cu pistolul că-i omor. Nici în 100 de ani România nu va mai fi capabilă să scoată un îndrumător de proiectare, ce era în 78. Eu am cursant care era, terminase facultatea, nu-i dau numele, și domnule săracu era, trebuia să facă diploma de masterat. Și ce avea? Păi electric, să calculeze. I-am dat îndrumătorul de proiectare, bă, zic, îl urmezi, ad literam atâta. Ia plici ce este obligatoriu acum, nu mai pui pe lumină 1,5 și pui 2, nu mai pui pe lumină pui minim 1,5 și pe prize conductoare de 2,5. În rest, puterile, încărcările, totul la fel, disjunctoare, siguranțele, se calculează la fel. Din contră, alea care erau fuzibile cu patron, ele sunt mai performante ca un beu din ziua de azi. Electricienii mei știu. Au tabelul acolo și dar era un manual făcut, doamne, cu bun simț, doamne. Deci, doamne, aveam bărbați puternici pe atunci. Uitați, aici, în memoria domnului profesor Horstein, un deschizător de drum al Facultății de Instalații pentru Construcții București, pe vremuri România avea bărbați puternici, în memoria lui. Și aici manualul are ca bază doar școala românească, cei mai buni ingineri, profesori care au avut România. Nu vin domnii, că uite ce a zis turcul, aia, aia, la altă, treci, nu. Deci acum, ca să încheiem, n-am eu nicio chef să-l prezint, ăsta e manualul frigotehnistului, pe care tu, care te uiți, n-ai să ai parte să pui mâna pe el. Deci, aproape 600 de pagini în el. Cât face? Păi 600 de pagini din ăsta face cât ăsta, știftul ăsta de aici, este un A5. Deci o pagină de A4 face cât? 2 de A5, dar și el, la miloagă, 350 de pagini, doamne. Manual rău de citit, că asta n-am văzut în viața mea. Deci să nu fie și el paginat de la 1 la 350. E capitolul 1, de la pagina 1 la 10, capitolul 2, de la pagina 2 la 10, capitolul 6. În bătaie de joc te trimite, face trimitere la capitolul 1. Te-ai înapoi răspoiești. Doamne, te pierzi ca mârtanul, ca măgarul în ceață. Ce să zic? Nu pot să-l comentez, mi-e scârbă.